Formația din Preutești a marcat prin Cătălin Vasiloiu de 4 ori, Klim, Radu, Vasiliu și Stamate, iar oaspeții și-au salvat onoarea pe final prin golul lui Grigorean. Bradul Putna este o altă echipă care a început în forță campionatul. Trupa condusă de Ciprian Crețan a câștigat pe teren propriu cu scorul de 4-0 în fața celor de la Sporting 2 Arbore, prin golurile lui Țugui, Huțanu, Tomescu și Apostol. În schimb, Șomuț Fălticeni a plecat cu un singur punct din fieful nou promovatei Viitorul Verești. Oaspeții au condus la pauză prin golurile lui Cara și Florin Ailenei, iar gazdele au egalat prin Târnovan și un autogol al oaspeților. Surpriza zilei a venit de la Iacobeni, unde Minerul a pierdut cu scorul de 3-4 cu Viitorul Liteni.